Accidentul rutier a avut loc în comuna Mihăiești, din Argeș, pe drumul dintre Pitești și Brașov. Șoferul unei cisterne a pătruns pe contrasens și a intrat în plin într-un autoturism. În Loganul MCV se aflau șoferul și o femeie împreună cu cele 5 fetițe ale sale. Din primele verificări s-a stabilit că pe fondul pătrunderii pe contrasens, un tir ar fi intrat în coliziune cu un autoturism în care se aflau un bărbat de 45 de ani din Câmpul Lung, o femeie și cele 5 fetițe ale acesteia. Din păcate, în urma evenimentului rutier a rezultat decesul celei mai mari dintre fetițe, rănirea gravă a celei mai mici dintre fetițe, toți copiii fiind preluați de către echipaje medicale și transportați la spital. La locul accidentului au fost trimise descarcerarea pompierii, un echipaj smurd și alte 5 de lasaj. În urma impactului au fost 7 victime, dintre care mama și 4 fetițe au fost preluate de echipajul de ambulanță, iar șoferul mașinii, de 44 de ani, cu mâinile și picioare rupte și suspiciune de fractură costală, a fost preluat de echipajul smurd. A 7-a victimă, o fetiță de 12 ani, s-a aflat în stop cardiorespirator și s-au făcut manevre de resuscitare, dar fără rezultat, și a fost declarată decedată. Toate fetițele au ajuns la spitalul de pediatrie din Pitești, apoi una dintre ele a fost dusă cu elicopterul la București. N-am văzut nimic ce s-a întâmplat, doar că m-a pușit așa din față, tot geamul mi-a venit pe față. Fetița deja era în comă, am scos copiii pe geam singură, șoferul era sub... A venit tirul peste mașina dumneavoastră? Ne-a răsturnat, ne-a venit. A băgat tirul în mașină. Dar v-a spus șoferul tirului ce s-a întâmplat? Nimica, pentru că nu, nici șoferul care conducea cu mine nu mai era conștient, copiii mei deja nu mai știau nimic. Primii doi, grav, ca și stare generală, iar ultimii doi de 6 ani, respectiv de 2 ani, sunt internați în secția de terapie intensivă a Spitalului de Pediatrie. Unul dintre ei este cu fractură de antebraț ambeoase și un traumatism craniocerebral minor, conștient echilibrat respirator, iar cealaltă pacientă este cu o fractură cominutivă de femur drept, de asemenea internată în secția de terapie intensivă. Mama și fetițele plecau la Viena, acolo unde ar fi trebuit să fie înscrise la școală și la grădiniță. Din cauza accidentului, drumul dintre Pitești și Brașov a fost blocat și s-a circulat apoi alternativ. Polițiștii au deschis dosar penal pentru ucidere și vătămare corporală din culpă.